Salutare, oameni buni! Ne apucăm la încă o fațadă să o izolăm cu polistiren, dar prima dată punem polistirenul pe soclu, da, pe fundație, dar nu înainte de a da cu hidroizolație bituminoasă. Aici ne trec niște copexuri cu ceva cabluri prin ele, dar nu e aia o problemă. Asta e polistirenul care o să-l folosim la fundație, este de 10 extrudat. De ce folosim extrudat la o fundație? Pentru că niciodată nu trage umezeală, adică nu trage apă. Și pe fațadă o să dăm o mână de adeziv, ca acesta de aici. Aici am dat la geamuri unde o să lipim folia, ca să astupăm rosturile. O să vă arăt și cum facem treaba asta. Pe soclu am pus acel polistiren, cum v-am arătat, extrudat de 10. Frumos lață din capăt în capăt și acum să vă mai arăt o chestie. Pe zidărie venim și dăm o mână de adeziv ca să astupăm aceste lufturi, aceste goluri care rămân, pentru că aici e nutriu feder, da? Aceste goluri rămân, nu avem cum să băgăm la zidire acolo să fie băgat material, pentru că nu merge. Pe orizontală are material, dar pe verticală nu. Și atunci venim frumos cu o mână de adeziv, astupăm totuși. Dacă fațada nu este dreaptă, trebuie tencuită. La noi fațada cum este dreaptă, dăm cu o mână de adeziv. Bun, după ce dăm cu o mână de adeziv, venim cu profilul de soclu. Avem un profil de aluminiu de 15 cm cu picurător, așa arată. Bun. Cum pun eu acest profil? Am văzut în multe videoclipuri și multe persoane care îl înșurubează, da? Bag aici dibluri în perete. Problema la noi care e? Avem cărămidă și diblurile în cărămidă nu țin. Și atunci venim frumos cu spumă, dăm cu spumă acolo și punem profilul nostru. Tot timpul să se petreacă unul peste celălalt, foarte puțin, nu mult. Aici la noi 1,5 cm. După ce am pus profilul, din nou spumă pe profil. Spumă între plăci. Aici e foarte important ca să dăm și cu spumă aici. Și venim cu placa și o lipim aici. După ce am dat cu spumă frumos peste tot, placa am uns-o cu piaptenul, adică am tras-o cu piaptenul, am uns-o cu adeziv, să zicem așa, frumos, ca pe gresie. Da? Poate o să întrebați mulți că de ce nu pun aici pe margine, pentru că nu vreau să facă contact cu nimica. Aici pe margine oricum vine acea spumă care am pus-o acolo. Bun. O iau placa și o pun acolo. Venim frumos cu placa. O punem la loc. Așa cum v-am spus, fiind peretele drept, haideți să vă arăt cât de mult și lipește. Da? Încă n-am bătut-o. Da? Că dacă o bat, o așez, e și mai mult. Exact cum se lipește gresia, așa o lipim și placa. Dacă în unele locuri apar deformări până la 2 mm, se astupă din adeziv. Iar dacă sunt mai mari, venim și le răzuim cu o rașchetă de aia mai specială. După ce am pus placa, bineînțeles o să băgăm niște dibluri și umplem toate rosturile încă o dată cu spumă pe exterior, ca să etanșăm foarte bine polistirenul, că dacă nu le etanșăm, degeaba îl punem.